Numele meu este Ruben, sunt fotograf de evenimente și aceasta este povestea mea. Totul a început din adolescență, din dorința arzătoare de a învăța ce este cu adevărat fotografia. Eram fascinat să surprind munți, apusuri de soare și să văd frumusețea în lucruri simple, lucruri pe care ceilalți nu le vedeau. Până am descoperit de fapt că cea mai frumoasă creație a lui Dumnezeu suntem noi, oamenii. Am înțeles că scopul meu ca fotograf este mult mai mare, acela de a fotografia emoțiile și trăirile oamenilor. Pentru o vreme am învățat asta de la un fotograf, mergând cu el la evenimente ca ucenic. Îl studiam și îl admiram pentru felul în care mirii aveau încredere în el. Eram uimit de faptul că în fiecare weekend fotografia nunți în alte orașe din țară și din Europa. Și atunci mi-am zis, wow, eu de ce nu aș putea face asta? Cum ar fi să ai o meserie pe care să o faci cu pasiune și pe lângă asta să călătorești în toată lumea? Acesta a fost momentul când în 2014 am hotărât că este timpul să duc pasiunea la nivel de afacere. La început nu a fost ușor, fiind descurajat chiar și de prieteni. Însă am luptat și pentru că îmi doream să excelez de la an la an, din finanțe proprii, tot ceea ce câștigam am reinvestit în aparatură mai performantă, dar și în mine. Dragilor, cum stați voi așa, vă întoarceți exact după mâinile mele. Romantic! Am investit în mine, petrecând sute de ore la cursuri online, citind cărți despre fotografie și participând la workshop-urile multor fotografi renumiți. Pentru că, până la urmă, fotografia nu înseamnă doar apăsarea unui buton. Eu cred că cel care stă în spatele aparatului este un artist, prin a cărui viziune poate fi creată o poveste nemaipomenită. Astfel, după multă muncă, zeci de evenimente fotografiate, mii de kilometri parcurși spre nunțile și ședințele foto din afara țării, am devenit autorul mai multor fotografii premiate prin Momente inedite, Amuzante, Artistice, Romantice, dar și fotografii pline de emoții. În tot acest timp, am fost binecuvântat cu o soție care m-a iubit și m-a susținut mereu. Căsnicia este cea mai frumoasă invenție a lui Dumnezeu, pentru că este locul în care înveți să iubești, să ierți, să rabzi și să-ți formezi caracterul. Tocmai de aceea am ales să fiu fotograf de nuntă, pentru că nouă ne place să călătorim și să întâlnim oameni frumoși, frumoși la suflet. Oameni a căror dragoste vrem să o scriem prin fotografiile noastre, iar amintirile lor să dăinuiască într-o viață. Acum că ai aflat povestea mea, mi-aș dori ca într-o zi să o pot povesti și pe a ta.